Salutare, fraților! A revenit cu un vlog. Suntem la porumbei. Bun. Hai cu puișorii. Ia uitați-i. Doi puișori. Am văzut că vrea să-i dea mâncare. Ia, poate înge. Da. Vreau că îi dă mâncare. Bun. Haideți că îi las. După cum v-am spus, albul ăsta are moț. Da. Am adus voiajorii ăia de-a la vecinul meu înapoi. Dați-o pe ea pe acolo. Focalizează-mă. Și pe el acolo. Vedeți? Ei erau să pe afară amândoi, că le-am dat drumul de acolo. Nu i-am mai dus încoace. Le dau drumul aici. Le-am dat drumul, au venit amândoi. Au zis că se țin unul pe altul aici. Nu văd de ce. Se țin unul pe altul. Am niște noutăți, să zic așa. Acolo avem două ouă. Dar nu s-am în două ouăle ale lor. La această femeie, fraților, ne-am pus două ouă de cappuccino. Da, cappuccino. Haideți să o iau pe ea puțin de pe ouă să vă arăt. Ea are trei ouă. Stați puțin. Ia uitați. Are trei ouă. Două sunt de cappuccino și unul este al ei. Ia oase două ouă, dar unul l-am pus la perechea asta, deoarece ei aveau de putut nou. Și am zis că, bă, îl pun la asta, dacă l-o și pe al doilea, unul l-arunc și gata. Deci ia să crească trei pui până asta. Bun. Da, uitați că s-au dus amândoi acolo, e doi. Eu zic că, la cum arătau astea că se țineau unul pe altul, mă gândesc că sunt pereche. Dar de ce nu stau unul lângă altul, nu pot să înțeleg. Dar vedem. Ne uitați. Da. O să liberăm porumbei. Trebuie să este cald aici, o să le dau drumul. Îi pun Ligianul să bea apă, să facă baie. Na. Deci, jucătoarea aia, o aveam stingheră, oala vecinul meu am dus la el să lasă acolo câteva zile. Din că bă, ăștia doi sunt pereche, dacă nu o să-i bag eu înapoi, se bag la mine la pereche, să vedem. Da, este cald, este cald, într-adevăr. Este cald și aici în volieră. Bun, haideți că îi las. Haideți că noi revenim cu eliberarea porumbeilor. Frumos pui, știu. Bun. Am deschis trapa. A ieșit vânătaia. O tot vecinul meu. Ia uitați. Zboara aia. Aia chiar zboară. S-a lăsat jos. Că mai bagă. S-a lăsat, ia s-a lăsat. Ba da, ia s-a lăsat. Bun. Au și ăștia de Timișoara, mă rog, femeia de Timișoara. Sper că am prins pe filmare când a jucat jucătorul. Da. O să dau drumul la înfoiați. Hai că ai și masculul. Ia uite.
Mai ales că e liber și un băiatul să vede dacă vrea să stea pe afară. Aici le-am pus ligheanul. Da, să încerc să ne că nu vrea pe afară. Nu, este pe cuib. Și iau iasă eu, ai. Uite-o aici pe ea. Că mâncare mai iau cât de cât pe jos. O mai iau. O ne mai lasă. O beme. Bun, fratelor. Gata cu vlogul ăsta. Dacă strângem 40 de like la acest vlog, mâine promit că postez un vlog nou. Și până data viitoare, cu vă canalul Eddie Pigeon, v-am salutat. Pa, pa!